dintre copiii dispăruți în România sunt orfani. Fără sprijinul părinților, mulți dintre ei cad pe mâna traficanților de carne vie. Dar unde este statul în toată povestea asta? O tânără de 24 de ani, traficată de copil, a răspuns la această întrebare în fața parlamentarilor. Eu am fost adoptată undeva pe la 3 ani din Suceava, într-o familie relativ de bani gata, aș putea spune. Am avut o copilărie fericită până în punctul în care tata a fost arestat. În momentul în care a ieșit tata, au început abuzurile de natură sexuală, cu toate că aveam 15 ani și o leacă, cu toate că eram genul ăla de fată, după cum o vedeți, care se îmbra cât se poate de decent, nu machiaj, nu farduri, nu nimic. Larisa e o victimă a rețelelor de trafic de persoane, care acum a găsit puterea să lupte ca alte fete ca ea să nu trăiască același calvar. A prins curaj să își spună povestea întâi online pe rețelele de socializare, iar acum și în fața celor care pot face cu adevărat ceva, legiuitorii. Ziua trebuia să mă culc cu tata. Trebuia să-i fac bani lui, iar noaptea trebuia să mă culc cu, eventual să mai fac niște bani. Am rămas însărcinată. Mama a făcut cerere în instanță să mă măriți. Avea doar 17 ani și, spune ea, s-a căsătorit împotriva voinței cu cel care o obliga să se prostitueze. La scurt timp, în urma unui scandal în familie, a fost dată afară din casă și a ajuns să locuiască într-un cămin dezafectat. A trebuit să plecăm cu tot cu copil și am ajuns într-un infern, pentru că acolo am început să fac strada. Viața tinerei a devenit și mai grea în momentul în care soțul a plecat cu copilul. Din ruina în care trăia, a ajuns să doarmă pe stradă, până a aflat că soțul a vândut-o mai departe, unui traficant care a dus-o în Germania. Am reușit să fug cu ajutorul, să zic așa, inspirației de a spune că vreau creioane și carioci, caiete și promit că o să fiu cu minte. Am ajuns în România. Greu, dar am ajuns. Ca să constat că fusesem vândută uneia din cele 7 rețele din total, cea de-a cincea, care are zonele de acțiune pe Italia și uneori pe Spania. Așa a ajuns să fie vândută și în Italia. A fost ținută închisă într-o cameră în care aveau acces doar clienții. A reușit să fugă și din bordel, iar cu banii adunați din bacșiș și-a cumpărat un bilet pentru a se întoarce în țară. Acum lucrează într-un supermarket, luptă împotriva traficului de persoane și se implică în campanii pentru oamenii străzii. Eu din cap până în picioare sunt o traumă în totalitate. Meteo acum.